Prohibiția pe Dunăre se instituie anual în baza unui ordin emis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. În ceea ce privește județul Giurgiu, ordinul se aplică pe sectorul de Dunăre dintre Greaca și Pietrișu. În ordinul ce a intrat în vigoare în luna februarie, perioada de prohibiție este stabilită în intervalul 11 aprilie-25 mai. Prohibiția este aplicată în perioade pentru anumite specii de pești. Știuca a fost prohibită din data de 5 februarie, când a intrat în vigoare acest ordin, și până pe data de 17 martie inclusiv. Deci, la ora actuală, știu că poate fi pescuită. Poate fi pescuită cu condiția să folosească momeli artificiale. Pentru celelalte specii de pește, și în special pentru scrumbie, se instituie pe zona noastră o activitate de prohibiție aproape totală. Adică pentru toate speciile de pește, 11 aprilie, adică mâine dimineață, și până pe data de 25 mai inclusiv. Cei care vor încerca să pescuiască în perioada de prohibiție riscă amenzi sau după caz se pot alege cu dosare penale pentru braconaj piscicol. De asemenea, cei care vor pescui fără a deține avizul eliberat de poliția de frontieră vor fi sancționați cu amenzi în valoare de 1000 de lei. În 2014, Inspectoratul Poliției de Frontieră Giurgiu a eliberat peste 8500 de astfel de avize numai pentru persoanele din alte județe. Anul trecut am avut în jur de 8300-8500 de avize eliberate pentru cetățeni din alte zone, inclusiv bulgari din Ruse. Deci 8500 pe parcursul întregului an, pentru că acest aviz are valabilitatea unui an calendaristic. Până la jumătatea lunii martie avem mai mult de 5000. Deci prognoza pentru anul ăsta e că depășim 10.000 de avize pentru cei din afara Giurgiului. Timp de o lună și jumătate, pescarii giurgiuveniști vor pregăti undițele și lansetele pentru perioada în care vor putea din nou să practice unul dintre sporturile locale, pescuitul. Rămâne de văzut dacă cetățenii vor respecta rigorile legii sau vor alege să plătească amenzile primite. Pentru ca nimeni să nu încalce legea în această perioadă, polițiștii de frontieră giurgiuveni vor intensifica acțiunile de control pe toată raza care le intră în competență.